Bine ai venit la noi, aici la pungei, stai bătaie de la jandarmi. Un baston de la Chevron pentru fiecare om și chiar de locuitor care protestează mucafas împotriva lor. Ăstea bagă baba în tubă, arestează moșnegii, le poate animalele că sunt în afara legii. În timp ce șefii de la Chevron stau ca regii, amărâții din Pungești stau ca liliecii. L-au făcut dosare penale la fastui pentru baba cu poate care dă porumb la pui, și pentru moșu cu căciulă de oaie pe care o multinațională îl bagă la pârnaie. Amenzi de milioane, abuzuri de persoane, jandarmi analfabeți și violenți de dau teroare. Ca minerii în 90 la mineria, de când protestau anti-FSN, toți studenți în stradă. Exploatare de gheaze deschis de mare risc și toate televiziunile evident act în plisc. Ar trebui să vă fie rușine, ProTV și TVR pe 1TV, prima casă, Antena 1 și Antena 3. Exploatare prin fracturare hidraulică, amenințând, bineînțeles, sănătatea publică. Când o să faci bani în iaz, o să puți agați apă, o să ia foc mai rău mâncați-aș ca la aragaz. Normal că țăranul îți dă în cap cu sapa, dacă eu trăvești apa, cu ce mai adapă pe foaca? Nu poți să faci agricultură cu cianură, toate spune ei omului mâncarea de la gură. Uniți, salvăm toată România, uniți, reprezentăm chiar ortodoxia. Uniți, sabotăm și masoneria, sunt 47, explodez ca puteria. Uniți, salvăm toată România, uniți, reprezentăm chiar ortodoxia. Uniți, sabotăm și masoneria, sunt 47, explodez ca puteria. Uite jandarmul cum dă ca prostul în protestatarul care spune tatăl nostru. Analfabeții de jandarmi de la autorități își permit să bată oameni cu două facultăți. La protestul anti-Băsescu l-au bătut pe Carbon, care printre altele e cel mai blând om. La protestul cu Roșia Montana ne legitimează, protestul ci că e legal și ne amendează. De parcă opțiunea de a protesta n-ar fi un drept care să intre în libertatea mea. Ok, avem nevoie de autorizații, dar jandarmii să nu uite că sunt plătiți de populație, tocmai ca să o apere, nu scrie Constituție. Hai mai terminați cu actele de revoluție. Jandarmii nu țin cu populația română, dacă ați primi ordin, v-ați arunca în fântână. Ținându-vă de mână, apropo, domnule Ponta, Europa ne strânge de gât ca un anaconda. Ați permis fracturarea și în Covasna, tu-i mai Costinești, Mangalia, ați luat-o razna. Își dau să distrugă pâine Felix, vama veche, unde o să mai fumez ca Jimi Hendrix. Au vândut un sfert din pământul țării, viitorul copiilor noștri cu semnul întrebării. Exist la proteste, nu mai spune nu merg, viitorul comun, uită-te la Kiev. Proteste de stradă în Istanbul și Ankara, la Berlin jandarmii țin cu populația și țara. Uniți, salvăm toată România, uniți, reprezentăm chiar ortodoxia. Uniți, sabotăm și masoneria, sunt 47, explodez ca puteria. Uniți, salvăm toată România, uniți, reprezentăm chiar ortodoxia. Uniți, sabotăm și masoneria, sunt 47, explodez ca puteria. Uniți, salvăm toată România, uniți, reprezentăm chiar ortodoxia. Uniți, sabotăm și masoneria, sunt 47, explodez ca puteria. Uniți, salvăm toată România, uniți, reprezentăm chiar ortodoxia. Uniți, sabotăm și masoneria.